Cine nu e cu minte primește de la Moș Nicolae o nuielușă, să spunem popor. Nuielușa au primit deja astăzi câțiva dintre vizitatorii târgului deschis în Parcul Agronomiei. Pe lângă nuielușe, acolo sunt însă multe, multe lucruri de văzut și de cumpărat. Magda Bucur ne spune mai multe. Magda, ce e cu nuielușele astea? Bună ziua! Nuielușele despre care vorbim sunt pentru copiii cu minți, pentru că sunt nuielușe din ciocolată de casă. Iată câțiva gospodari din Botoșani au făcut nuielușe, dar și toiagul lui Moș Crăciun din ciocolată de casă, și părinții le pot cumpăra copiilor. Un kilogram, 100 de grame de ciocolată costă 4 lei. Bineînțeles că puteți lua de aici și steluțe sau brăduți din ciocolată, dar și prăjituri de casă, iar cei care nu au timp să facă pentru sărbători cozonaci își pot cumpăra de aici de la târg sau pot face comandă. Este vorba de un cozonac domnesc, spun producătorii, din ingrediente 100% naturale. Un kilogram costă între 25 și 30 de lei și puteți face comandă încă de pe acum pentru perioada sărbătorilor. La târg găsiți și produse tradiționale de la cârnații românești, pastramă de oaie, dar și produse din pește, pentru că astăzi și mâine este dezlegare la pește și creștinii care țin post pot mânca pește. Se găsește aici un borș delicios din crap cu mămăliguță, iar o porție costă numai 9 lei.